Tom, eu am venit cu o noutate foarte proastă. Ce s-a întâmplat? Mi-a venit fratele meu Diamond. Și de ce e rău? Cum să-i spun, el pur și simplu urăște pisicile. Pe mine o să mă placă. Unde pisica aia? Eu te zaulesc pe ea. O, stăpâne, ajutor. Bă, haide să încăm afară. Ajutor. Astăzi fratele meu nebun îl căuta pe Tom să-l arunce afară. Așadar, fără șanse, Tom era ca ninja. La un moment eu am auzit un zgomot. Deja nimeni nu mă va deranja. Tom, nu-i vezi? Nu, stăpâne, cred că ai ieșit afară la plimbare. Ajutor, bro! Gură mică! Astăzi fratele era înfuriat deoarece a luat bătaie de la Tom. Unde e ți-ți de aia? Nu știu, bro, dar tu liniștește, fii om. Acum eu mă simt ca o fiară în sărbătătie. Vezi? Unde este Tom? Eu vreau doar să vorbesc cu el. A continuat să-l caute, dar că pe Tom l-am găsit în frigider. Tom, tu ce cauți în frigider? Mă ascunde fratele tău, este un nebun. Te-am găsit! Gata, Tom, ți-a venit sfârșitul-ți acum să tu vei mânca bătaie doar cât de zai de la mine! Poate nu trebuie, poate pace! Nici o pace între noi nu va fi, te urăsc pe tine, urăsc! Ok, atunci vină după mine, nenorocitule! Tom repede a intrat în baie, frate meu a intrat după el, Tom a ieșit neobservat, a închis ușa și apoi a blocat-o. Bă, deschide ușa, postule! Nu, nenorocitule, o să stai acolo de azi înainte. Astăzi când am intrat în cameră, frate-miu ca un nebun se râdea, iar Tom stătea pe dulap. Ce se întâmplă aici? Stăpâne, fratele tău m-a aruncat aici și nu pot să mă cobor. Mama părvea de frate-miu, i-am tras una, a căzut, alicinat, l-am ajutat pe Tom. Mersi, stăpâne, hai să-l aruncăm afară pe el. Ok. Astăzi când am intrat în cameră, eram șocat. Tom stătea împreună cu Angela și se uitau la film. Tom, ce se întâmplă aici? Ne uităm cu Angela la film. Ok. Apropo, poți să ne lași singuri? Bine, Tom. Hei, stăpâne, poți să mergi la magazin, dorim cu Angela popcorn. Chiar și el are iubită cu care se poate uita la filme, dar eu nu. Astăzi mâncam chipsuri, la un moment, Tom. Ei, stăpâne, ce mănânci? Tom, chipsuri mănânc. Oh, stăpâne, vreau și eu. Nu, Tom, ție nu ți se poate, deoarece ești motan. Motanii nu mănânc chipsuri. Mâncați-și gura. Oh my god, stai. Burta mă doare. Când m-am întors, Tom stătea cu capul în pungă de chipsuri. Nu! Tom, tocum trebuie să alezi, sau tu pleci, sau vei fi bătut, mă! Cum tu îndrăznești să vorbești așa cu mine, nenorocitule? Tu vei fi bătut! Las-o balta, alege, bătut, mă, sau pleci! Ok, dar ce îi spui stăpânului dacă te prinde că mă dai afară? O să-l bat și pe el! Atunci uite în spate! Oh, salutare, bro! Ți-am spus că vei fi tu bătut! Stăpâne! Stăpâne! Tom, ce s-a întâmplat? Ce-i cu vocea ta? M-am îmbolnăvit! Și cum te pot ajuta pe tine, Tom? Îmi trebuie un bițișor din carne! Serios? Te poate ajuta? Oh, mersi, stăpâne! Uite, mi-am vindicat vocea! Tom, numai nu spune că pur și simplu voiai să mănânci gata! Astăzi când am intrat în cameră, m-am alunecat pe o jucărie de-a lui Tom. Tom, tu poți să-ți aduni toate jucăriile? De ce stau toate aruncate? Stăpâne, acum sunt un pic ocupat! Uite că tu nimic nu faci, stai toată ziua în telefonul ăla! Bine, termin epizodul și încep! Tom, uite, asta este ultima avertizare! Dacă nu-ți faci curățenie în cameră, rămâi fără telefon! Apoi când voiam să ies din nou, am alunecat! Oh, stăpâne, ești afăr? Oala de jucărie, Tom! Rămâi fără telefon, dă-mi telefonul! No! Când am intrat în cameră, am auzit un plâns, era din dulap. Când m-am apropiat și am deschis ușa, era Tom. Tom, de ce plângi? M-am dispărțit de Angela și vreau să te rog ceva. Spune-mi că fac orice pentru tine. Poți să-mi dai un bițișor cu carne deoarece sunt foarte trist. Ok, ești un ciudat. Mersi, stăpâne, mereu mă înțelegi, doar că trebuie să plec la întâlnire cu Angela. Tom, tu iarăși m-ai mințit. Oh, nu, stăpânul pleacă. Bro, deci să nu bați pe Tom, bine? Vine, bă, să simți mai bun prieten cu Tom. Bine, eu am plecat. Nu, trebuie să mă ascund.
Tom, vino la mine, am să vorbesc cu tine ceva. Doamne, sper să nu mă găsească. Unde ești, Tom? Ha, te-am găsit, Tom, acum o să încasez vreo două. Te-am prins, Tom, acum o să încasez vreo două. Te rog, lasă-mă în pace, o să-ți dau ceva. Atunci cu ce vrei să mă cumperi oaie, să eu cost foarte scump. Eu știu unde stăpânul ascunde o pungă de pesmeți. Wow, eu vreau pesmeți, unde sunt? La bucătărie, pe frigider. Bine, Tom, mersi. Doamne, ce naiv, trebuie mai rapid să mă ascund. Gata, aici sunt în siguranță. Oameni! Stai, pungă-i goală, Tom, te omor! Ei, nebunule, ce faci? Ce vrei, urâtule? Ți-am pregătit un cadou. Ce cadou, nenorocitule? Iară mă minți? Hai cu mine și-ți arăt. Stai să mă încalți. Stai, de ce păpuții mei sunt umeri? M-am peșat pe ei. Bă, nemernicule, te omor cu păpuții aia, ține! Tu-ai nebunit, bro! Stai, ăsta ce-ai peșat? Bă! Sorry! Fuuuuck! Hei, Tom, haide să ducăm undeva ascunsele. Bine, hai. Bine, Tom, tu te ascund, dar eu te voi căuta. Ok, plec să mă ascund. 1, 2. Doamne, unde să mă ascund? Gata, Tom, eu vin să te caut. Aici nimeni nu mă va găsi. O, eu s-a ascuns în micoundia. Am un plan super tare. Hei, bro! Ce? Pornește-te, rog, micoundia. Doamne, singur nu poți pornească microunde. Hei, te-am omorât în sfârșit. Nenorocitul crede că m-a omorât. Ei, stăpâne, hai să jucăm. Tom, eu acum sunt un pic ocupat. Tu toată ziua stai la PC și nu mi-atragi deloc atenție. Voi pleca de acasă. Poți să pleci chiar acum. Atunci plec și nu mă voi întoarce. Gata, pe astăzi am terminat. Stai, unde este Tom? Am început să-l caut pe Tom, dar nu l-am găsit. Doamne, Tom, te rog, întoarce-te. Stăpâne, ce faci? A, am crezut că tu... Ești prost? Am fost la toaletă și nu mai plânge, urăsc aia. Bine, bine, Tom. Hei, bă, da să duc fi eu. Ce ai spus tu acolo, dispar? Nu fi atât de zgâsit, vreau să eu să duc. Valea de aici mai repede. Lasă-o baltă, dă-mi să mie să duc. Bă, nenorocitule, plecă de aici. Ce ai spus tu acolo, încasat-o în bot. Mai bine plecai fără bătaie. Astăzi Tom stătea și se uita în sus. Hei Tom, ce-ai pățit? De ce stai și te uiți pe tavan? Te pâine din greșeală l-am aruncat pe dulap pe Jerry. Jerry, a, uite. Stăpâne, poți să mă ajut să-l iau? Nu, Tom, te-aș ajuta, dar că sunt prea ascund, așa că nu ajung. Atunci ce fac? Ok, încearcă să sar pe dulap și apoi eu te voi ajuta. Tom s-a luat viteză și a sărit pe dulap, doar că nu a reușit. Stăpâne, ajutor! Stai, Tom, că te ajut! Stăpâne, mie este frică. Hai, Jerry, să te ajut, sărim împreună. Wow, Tom, ai reușit să-l salvezi pe Jerry. Ei, stăpâne, de ce eu n-am telefon? Tom, care e telefon? Tu ești doar un motan. Stăpâne, toți prietenii mei au deja telefoane. Ok, dacă spui că toți au prietenii tăi telefoane, ce telefon îți dorești? Vreau iPhone, deoarece arată tare. iPhone dorești? Aha, ok, amuș, mă uci. Bine, bine, îți iau iPhone. Tom, uite ce ți-am luat, iPhone! Oh, stăpâne, ești cel mai tare. Stai, ăsta nu e iPhone 14. Nenorocitule, m-ai mințit! Astăzi când m-am trezit, Tom stătea lângă ușă și se uita la mine foarte ciudat. Apoi s-a apropiat de mine și se uita foarte înfuriat la mine. Tom, ce s-a întâmplat? De ce ești atât de trist? După câteva minute, Tom m-a atacat. A început să mă muște de mână. Stai, aici am luat-o în seriozitate. Poate ceva s-a întâmplat? M-am ridicat când am ajuns la bucătărie, totul a devenit clar. Tom a rămas fără mâncare. I-am dat mâncare, a mâncat, apoi s-a uitat la mine cu o privire de aia care îi spune. De ce nu ai grijă de mine, boule. Deci, prieteni, asta s-a întâmplat. Tom pleacă. Stăpâne, nu trebuie. Trebuie, Tom. Mai mult nu o fac. Cum ai îndrăznit tu să te pișe pe păpucii mei, Tom? Din greșeală am făcut-o. Din greșeală? Ai făcut din păpucii mei toalete? Stăpâne, nu. Ai plecat, Tom. Nu voi pleca. Easy. Astăzi când am venit acasă era foarte liniștit. Stai, unde este Tom? L-am căutat pe Tom doar că nicio urmă n-am găsit. Numai nu spune că Tom a fugit și m-a lăsat. Am venit în cameră foarte supărat. La un moment am auzit un zgomot din dulap. Ha, Tom, asta tu te-ai ascuns în dulap. Când m-am apropiat, din spate l-am auzit pe Tom. Stăpâne, ce faci? Eu sunt aici. Micuțul meu, am crezut că te-am pierdut. Stai. Atunci cine se ascunde în dulap?
stăpâne, cum apar copiii? A, copiii? Înțelegi? Să-i spun adevărul sau să-i spun că îi găsești în varză? Mai bine îi spun că în varză. Tom, copiii apar... Glumesc, eu deja totul am aflat pe internet. A, ok, atunci... Stai, ce ai spus? Eu știu totul, stăpâne. Când m-am trezit, domnul era lângă mine. Apoi am auzit un zgomot de la bucătărie. Când am ajuns la bucătărie, Tom era în frigider. Doamne, tu ce cauți în frigider? Cum să-ți spun, stăpâne? Oh my god, Tom, că ai mâncarea ta, de ce te bagi acolo? Vreau să-ți mănânc iaurtul. Nu, Tom, este iaurtul meu. Ce delicios e iaurtul, pot să-l mănânc toată viața. Gata, Tom, ești fericit? Ultimul iaurt din casă.